Moldovenii nu renunță la vacanțele de iarnă, în pofida crizelor care s-au abătut asupra țării noastre. Cel puțin asta susțin unele agenții de turism, care ar fi înregistrat o creștere a numărului de clienți cu până la 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta chiar dacă de rând cu alte scumpiri a crescut prețul și la pachetele turistice de Crăciun, în medie cu 30%. Din cauza războiului din Ucraina, cei mai mulți optează să se odihnească în munții din România, iar cea mai populară destinație la mare este Egiptul. Paradoxal, în ciuda situației și circumstanțelor care ne înconjoară astăzi, vacanțele la munte și, în general, excursiile și de weekend pe care le organizăm sunt la fel de căutate ca anul trecut. De asemenea, estimăm și o creștere a numărului de clienți, mai ales pe piața de România. Managerul de turism susține că nu duce lipsă de clienți, chiar dacă, pentru perioada sărbătorilor de iarnă, pachetele turistice s-au majorat cu aproximativ 30%. Unul dintre principalele motive ar fi călătoriile fără restricții, cred agenții de vânzări. Nu trăim poate în cele mai ușoare vremuri, dar oricum lumea dorește să mai ia o pauză de la cotidian și, de asemenea, mai este dornică de a călători și după pandemie, da? Pentru că mulți încă nu au avut ocazia de a călători. Față de anul trecut chiar este o mică creștere, e cam 15-20% față de aceeași perioadă de octombrie-noiembrie 2021. Posibil că și din motivul că nu mai sunt restricții și este mult mai ușor să călătorești. La una din agențiile la care am mers, am descoperit-o pe această femeie care tocmai își rezervase o vacanță de Crăciun în Maramureș. Ne-a povestit că va merge împreună cu o prietenă, întrucât este o zonă cu multe tradiții și atracții turistice. Pentru că acasă, an de an, sărbătoream și respectiv mergeam și colindu. Dar sunt sigură că acolo urmează să trăiesc emoții inedite, irepetabile, și să acumulez așa în albumul amintirilor, pe cum am zis, emoții deosebite, speciale. Arde în răbdare să merg într-acolo, pentru că acolo mai este inclus, mai cu seamă, în această excursie și un program așa cultural mai special și vrem să facem cunoștință și cu programul popular maramureșan. Alți oameni cu care am discutat ne-au spus că încă nu au ales destinația din această iarnă, un lucru însă este cert, nu vor renunța la vacanță, în ciuda scumpirilor din ultima perioadă. Dacă ai rude, cred că este mai accesibil pentru partea de cazare, tot, doar partea de cheltuielile care ți le-ai pentru tine. Dar chiar și cu cheltuielile astea, vacanțele sunt o necesitate? Da. Zic că în vacanțe trebuie de investit. În Bucovina mergem de obicei. Voroneț, Moldovița, Sucevița, în zona respectivă, da? Deci prețurile nu sunt o problemă, mergem în vacanță. Mergem, da. Totuși, au fost și dintre cei care ne-au spus că în acest an, din cauza creșterii prețurilor, își vor mai tempera escapadele turistice. Din 19 nicăieri. Am fost în Germania, am trecut. Păi, a fost pandemie și pe urmă criză financiară. Da. Și anul ăsta de ce că nu mergeți? Nu că n-am ce să... N-avem cu ce. Da, mai bine că ești acasă, cu soția, împreună copii. Dar când ați fost ultima oară în vacanță? Oh, am trecut. Unde? În Vaslui. Potrivit agențiilor de turism, anul acesta, din cauza războiului, moldovenii au renunțat la vacanțele în munții din Ucraina și optează pentru România sau Bulgaria. La mare căutare sunt și destinațiile ferbinți, mai ales Egiptul, care ar fi crescut la solicitări din 2018 cu 300%. Prețurile pentru o vacanță la munte pornesc de la 99 de euro și pot ajunge până la 600 de euro pentru o persoană, în funcție de solicitări. Pentru vacanțele la mare, costurile variază între 250 de euro și 15.000 de euro de persoană.